La Julius Town vei avea parte de un weekend în care poți să te întorci pe tărâmul copilăriei și să redescoperi magia lucrurilor simple. Vino să admiri unul dintre cele mai mari seturi realizate de-a lungul timpului din piese Lego, o replică a turnului Eiffel în cadrul expoziției Brickenburg în My Town, zilele fanilor Lego. Încă mai e timp să vizitezi cele 170 de instalații luminoase din cadrul The Glowing Garden, iar dacă ești în căutarea unei locuințe, te așteptăm la târgul imobiliar Timișoara de la Julius Congress Hall. În perioada 15-17 martie, în piațeta Intersport, zeci de mii de piese Lego formează orașe în miniatură pe care le poți admira. Vedeta expoziției este replica turnului Eiffel, unul dintre cele mai mari seturi realizate de-a lungul timpului din piese Lego, care măsoară 1,5 metri înălțime și este construită din numai puțin de 10.000 de piese. În continuare mai puteți vizita expoziția The Glowing Garden, unde peste 170 de instalații luminoase transformă Parcul Julius într-o ferie de culori și emoții. Pentru că ne dorim să te bucuri pe deplin de spectacolul de lumini, expoziția este deschisă zilnic între orele 16-22. Prețul unui bilet pentru adulți este de 35 de lei, 30 pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani și pensionari, iar prețul unui pachet destinat unei familii cu doi adulți și doi copii este de 120 de lei. Copii cu vârsta sub 3 ani beneficiază de acces gratuit. Sâmbătă și duminică, în Iulius Congress Hall, are loc târgul imobiliar Timișoara, unde sunt prezentate oferte imobiliare și soluții financiare pentru achiziționarea unei case sau a unui apartament. În prima zi, târgul este deschis în intervalul orar 10-19, iar duminică de la ora 10 până la ora 18. Vino să discuți cu specialiști în domeniu care te vor ajuta să iei cea mai bună decizie pentru tine. Pe 17 martie, comunitatea din Timișoara este invitată să participe la un eveniment emblematic pentru oraș, Sport Guru Timișoara. Chiturile de participare se vor ridica pe 16 martie cu o zi înainte de cursă, de lângă magazinul Sport Guru, situat la etajul 1 din Iulius Mall. Teatrul de păpuși revine și pune în scenă piesa Aventurile unui pinguin, duminică de la ora 11 în food courtul Iulius Town. Participarea este gratuită.